Hei, salut! Știi, zilele acestea am fost în vizită la prietena mea, Andreea, stând în Bovicioara, un sat în comuna cu același nume din județul Argeș, situat într-o zonă pitorească la intrarea în cheile Dâmbovicioarei. Să nu crezi că sunt chei de la mașină sau de la vreo ușă. Este termenul dat unei văi săpate de apă de-a lungul timpului. Șoseaua parcă a fost înghițită de stânci, nu-i așa? E un loc spectaculos care se întinde pe o lungime de aproximativ 2 km și care oferă turiștilor celebra peșteră Dâmbovicioară. Și, uite așa, am văzut cât de valoros este orizontul local al satului natal al Andrei și m-am gândit să facem o excursie în peșteră. Dar, atenție, nu ești un simplu turist virtual, ești invitat să te bucuri de descoperirile tale. Succes în aventura matematică și geografică! Ne aflăm în masivul Piatra Craiului, o zonă aflată în estul grupei munților Făgărașului, din Carpații Meridionali. Bine ai venit în peștera calcaroasă! Traseul se urcă ușor și poate fi parcurs lejer, peștera având o umiditate potrivită și o temperatură constantă de 12-14 grade. Acum o provocare pentru tine. Observă regulile de formare pentru șirul dat și vei descoperi lungimea aproximativă a peșterii. Obținut 600 este corect și reprezintă suma numerelor din colțurile poligonului. Și uite așa, ai aflat că peștera are o lungime de aproximativ 600 de metri cu multe ramificații și avene. Avena este un fel de prăpastie circulară în care se scurg apele de la suprafață. Traseul deschis vizitatorilor însă este ultimul număr al șirului din imagine. Găsește regula de formare și află numărul. Dacă ai obținut 250, este corect, pentru că este un pas de 12 între numere. Doar 250 de metri sunt deschiși spre vizitare, deoarece culoarele sunt foarte înguste, ai nevoie de echipament și pregătire specială. Să lăsăm pe speologi, oamenii care se ocupă de explorarea și studiul peșterilor, să cerceteze tainele pe care le ascunde. Noi nu ne îndepărtăm de ghid și nu ne abatem de la traseu. Dar putem să deslegăm provocări cu șiruri. Ai aici două șiruri, completează cel de-al șaselea număr din fiecare, știind că regula care se aplică fiecărui șir este aceeași. Vei descoperi înălțimea peșterii. Dacă ai găsit soluția, 7 și 2. O înălțime de minim 2 metri și maxim 7 metri deschide avene și arcade interesante construite în timp de apă. Calcarul s-a depus aici milimetru cu milimetru și a construit forme speciale. Pentru a afla de cât timp lucrează aici apa, poți afla vârsta aproximativă a peșterii pe numărătoare. Mii de ani? Îți dai seama cât de mult timp i-a luat apei să depună calcarul și să formeze stalactitele pe tavanul peșterii, stalagmitele pe podeaua peșterii, iar coloanele atunci când s-au unit o stalactită cu o stalagmită. Nu ar fi păcat să stricăm lucrarea apei, așa că nu atinge picăturile de apă, lasă-le să construiască în continuare, iar pe tine te invit să luăm o bine meritată pauză. Ne revedem în episodul următor.